Să-ți trece prin cap să crezi că acum este această regionalizare ca să se elimine niște structuri alese care sunt din niște partide, mă rog, din niște partide, nu vreau să treaba asta în politică, să o transform în politică. Și de asta, poate că există și, dar firul și explică, dacă nu explici, pe toate canalele, uite cum a fost recensământul. Tot recensământul banal a fost un fiasco. Bani, au fost bani, bani, nu știu unde s-au dus banii. Trebuia o popularizare dinainte, trebuia populația, trebuia să fie informată. Păi diverse căi, să spuneți pe ce vorba. Aflu acum că sunt familii întregi care nu au fost recenzate. Ce să mai spun? Nu au fost recenzate. Ce facem cu ele? Nu au fost bine curat. Nu au fost 500.000 de lei pe zi, bani vechi, așa, cu volumul destul de mare de lucru. Și cu altele, fost puțin. Da. Și de-aia altora, ca să nu mai spun eu, sute de milioane de lei salarii. Asta e ce face. Deci trebuie un plan, trebuie un plan. Dar trebuie și curaj. Oare trebuie curaj. Trebuie cineva care să știe. Pune finanțist, foarte bine. Ce face, mă, bine finanțistul aici la mine? Ce face bine finanțistul? El sigur, trasează foarte bine, unde de acolo. Dar guvernatorul băncii național. A fost un salt de foarte multe ori. Cât l-au luat în vădare? Cât ai reușit să-i pun? Să-i pun.